Vă salut, vă salut, bun găsit tuturor. Este informația momentului la Europa FM. Ascultați știrea momentului acum la Europa FM. Președintele României Klaus Iohannis a declarat în urmă cu puțin timp în direct de la Palatul Cotroceni în felul următor: l-am desemnat pe Dacian Cioloș pentru poziția de candidat la funcția de prim-ministru. Bun găsit tuturor, sunt Adriana Nedelea, începe Piața Victoriei. Alături de noi este scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Bună seara, domnule Popescu! Bună seara, doamna Nedelea! Mulțumesc foarte mult pentru că sunteți cu noi. Domnule Popescu, o declarație făcută de președinte imediat după prima rundă de consultări. Recunosc că ne-a surprins președintele. Vă așteptați la acest anunț? Nu, nici eu nu mă așteptam. Mă gândeam la ceva care probabil că ar fi surprins într-o măsură comparabilă, și anume să-l numească pe Kelemen Hunor candidat pentru funcția de premier. De ce? Pentru că UDMR a venit cu această propunere. Da. Dar acum, dacă stăm și ne gândim, și eu am spus atunci când Kelemen Hunor a vorbit la congresul PNL că a avut cel mai bun discurs și cel mai preocupat de soarta românilor din tot ce s-a vorbit acolo, spre rușinea celor din sală. Dar acum, dacă stăm și ne gândim, propunerea președintelui Iohannis are perfectă acoperire. Care a fost ordinea partidelor în urma alegerilor din toamna trecută, din noiembrie-decembrie anul trecut? Pe locul întâi a fost PSD, pe locul 2 PNL, pe locul 3 USR, pe locul 4 AUR, pe locul 5 UDMR. PSD nu a venit cu nicio propunere de premier la Cotroceni. De asemenea, PNL nu a venit cu nicio propunere, a și precizat că nu poate să facă o majoritate acum, să identifice o majoritate pentru el în Parlament, prin urmare nu vine cu propunere. Deci, cel mai mare partid în ordinea voturilor care a venit cu o propunere de premier a rămas USR în aceste condiții. De asemenea, USR a votat moțiunea de cenzură, prin urmare face parte dintr-o posibilă majoritate care a dat jos guvernul Câțu. Deci îndeplinește aceste două condiții pe care, în urma consultărilor de la Cotroceni, nu le îndeplinește niciun alt partid. De aceea, din punct de vedere logic, aproape matematic, este corectă această decizie a domnului Iohannis. Sigur, rămâne de văzut acum cum vor decurge negocierile. Pentru că PNL-ul, de pildă, e pus într-o situație complicată. E puțin spus. Complicat e puțin spus. Ce să mai vă? E pus într-o situație jalnică. Deci, după ce s-au bătut cu pumnii în piept că îl mențin pe Câțu premier, că n-au cedat atâta vreme în negocieri în legătură cu asta, acum nu numai că nu mai este Câțu candidatul, nu numai că nu este un candidat de la Partidul Național Liberal, ci este un candidat de la USR Plus, cei care au rupt coaliția și l-au dat jos pe premierul liberal Câțu. Dacă acceptă o asemenea
propunere, PNL-ul pierde în bazinul electoral de dreapta și așa a pierdut voturi, pierde acum la USR o altă tranșă masivă de voturi prin această umilință, prin această trecere în planul 2 a PNL-ului în raport cu USR Plus. Cum va negocia Dacian Cioloș cu PSD? PSD care n-are, cumva discursul lui de până acum interzice iarăși să accepte un premier USR Plus. Păi cum? PSD-ul în moțiunea de cenzură a făcut cu ou, cu oțet și cu alte substanțe, i-a făcut pe premierii USR Plus din fostul guvern Câțu. Și acum ce face? Acceptă un premier de la USR Plus? E adevărat, Dacian Cioloș nu a fost în guvernul Câțu. Dar și pentru PSD ar însemna o pierdere de imagine acceptând asta. Despre aur nu avem ce să discutăm. Dacian Cioloș nu, în ciuda faptului că au semnat o moțiune de cenzură împreună, Dacian Cioloș nu va negocia, cred, cu aur și nici aur nu poate vota așa ceva, pentru că ar începe să piardă din capitalul de imagine pe care l-a câștigat în ultimele săptămâni, în ochii electoratului. Ce ar putea spune PNL? Ar putea să nu-l susțină? PNL ar putea să nu-l susțină pe Dacian Cioloș? Depinde ce putere are președintele Iohannis asupra PNL-ului în acest moment. Să-i convingă să facă asta. Să nu uităm că Dacian Cioloș a mai fost numit odată candidat și chiar a devenit premier de către președintele Iohannis în 2016. Nu? Nu este, este un om pe care îl cunoaște foarte bine, președintele, pe care l-a mai numit odată și ar putea. Nu știu câtă forță are să impună PNL-ului să voteze așa ceva, să-l voteze pe Dacian Cioloș. Să zicem că ar obține o majoritate, să zicem, deși este foarte greu, după cum v-am spus, are niște dificultăți infernale domnul Cioloș în a obține majoritatea. Să zicem însă că o obține. Vă dați seama cum va arăta guvernul ăsta cu Dacian Cioloș, care va avea miniștri majoritari ca număr de la PNL în guvern, în subordine, și pe Florin Câțu, președintele PNL. Cum o să funcționeze o astfel de structură în condițiile extrem de dificile ale acestor momente, când trebuie luate decizii rapide, decizii dificile, impopulare, pe muchie de cuțit. Nu știu cum ar putea funcționa. Însă Dacian Cioloș, lăsând la o parte toată analiza de până acum, este o opțiune de luat în discuție, categoric. Adică poate fi premier. A mai fost și are datele pentru această funcție, după părerea mea. Oare din punct de vedere electoral USR e în câștig acum, domnule Popescu? Vorbeam cât de mult pierde PNL, cât de mult pierde PSD. USR, prin acest anunț surprinzător făcut de președinte în această seară la Cotroceni, câștigă?
Sigur că da. V-am spus. Și va câștiga și mai mult dacă reușește să-și identifice majoritatea, dar oricum câștigă, pentru că reprezintă, numirea lui reprezintă practic, așa va fi citită în cheia aceasta de către electoratul de dreapta, reprezintă o abandonare a PNL-ului. Practic, cetățenii vor gândi partidul domnului președinte Iohannis a devenit USR Plus, nu mai este PNL. Nu știu dacă e chiar așa, dar așa se va vedea în imagine, la nivelul publicului. Mulțumim foarte mult, domnule Popescu. Mulțumim tare mult. Mulțumim tare mult pentru că ați acceptat să intrați în legătură telefonică directă cu noi. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu alături de noi. Este un anunț făcut de președintele României Klaus Iohannis în direct de la Cotroceni în această seară, după consultările pe care le-a avut cu partidele politice pentru desemnarea unui nou premier. Asta după ce guvernul Câțu a fost demis prin moțiune de cenzură. Președintele anunță așadar că îl desemnează pe Dacian Cioloș, candidat pentru funcția de premier, Dacian Cioloș fiind propunerea USR de la aceste consultări. Iată reacția USR. USR e pregătit să-și asume responsabilitatea guvernării. Vom iniția imediat negocieri cu PNL și UDMR pentru un guvern care să scoată România din criză. Chiar în această seară are loc o ședință de birou național pentru stabilirea echipei de negocieri. USR susține în continuare că cea mai bună soluție pentru România este un guvern USR-PNL-UDMR cu un nou prim-ministru și cu un program de guvernare care să fie respectat de partenerii de coaliție. Iată ce a postat în urmă cu puțin timp pe Facebook și Dacian Cioloș. Președintele mi-a cerut în această seară să formez un nou guvern. E o onoare și o mare responsabilitate pentru care suntem pregătiți, așa cum am și anunțat încă de la plecarea USR din guvern, spune Dacian Cioloș. Vom avea o ședință de birou național pentru stabilirea echipei de negocieri. Sunt și reacții care au venit din partea celorlalte partide. Rocadă în alianța pierzătorilor este mesajul postat pe Facebook de Partidul Social Democrat. Ultimele informații pe această temă, ultimele reacții și detalii sunt pe site-ul nostru Europa FM, de asemenea și pe pagina noastră de Facebook. Piața Victoriei în aceste momente la Europa FM, suntem live și pe pagina noastră de Facebook, deci ne puteți vedea și în studio. Firește că vorbim despre ce se întâmplă pe scena politică, pentru că nu e așa, ne influențează viața noastră de zi cu zi. Firește că vorbim și despre pandemie, nu ne era suficientă pandemia, a mai venit și criza aceasta politică peste noi. Și pe șleau ne întrebăm și vă întrebăm cum. Cum să rămânem întregi la minte în pandemie? Pentru că e o presiune uriașă, fantastică pe copiii noștri în această perioadă, dar și pe adulți, pe noi înșine. Familia este nevoită, este obligată să știe cum să gestioneze școala online, jobul remote, cum să gestioneze pandemia, cum să gestioneze criza politică, da, cum să gestionăm scumpirile, nu-i așa? Scumpiri la alimente, la gaz, la energie și da, avem și rate mai mari la credite. Voi cum trăiți această perioadă? Vă așteptăm în direct. Iolanda Crețescu, psiholog clinician, psihoterapeută și fondatoarea asociației Happy Minds, ne aducem aminte proiectul DepreHub, primul hub antidepresie din România. Iolanda Crețescu este în această seară în Piața Victoriei. Ei, bună seara, mulțumim tare mult pentru că sunteți cu noi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Evenimentele politice au venit peste noi, dar este foarte bine pentru că aceste evenimente politice ne marchează, ne influențează viața noastră de zi cu zi. Ca să înțelegem ce soluții să găsim pentru problemele pe care le avem, trebuie să înțelegem perioada pe care o trăim. Cum e această perioadă, Iolanda Crețescu, pentru copii, pentru părinți, pentru adulți? Ce se întâmplă? Că parcă trăim un coșmar și nu ne mai trezim. Aș începe cu titlul unei campanii pe care Asociația Happy Minds a făcut-o. Împreună transformăm lacrimile în zâmbete. Avem nevoie să înțelegem că doar împreună vom găsi soluții. Pentru că nu pandemia, nu criza politică, nu criza financiară, ci atitudinea pe care noi o avem față de evenimente este cea care ne poate salva. În acest moment. Nu putem controla nimic. Ca atare, avem nevoie să ne focusăm pe timpi foarte scurți, pe prezentul imediat,
Pentru că vedem, de la macro la micro, avem nevoie să ne adaptăm cu o viteză mult mai mare decât în mod normal, așa cum am fost noi obișnuiți. Ca atare, tot ceea ce noi astăzi trăim, ce am trăit-o și noi împreună aici, în direct, poate să fie și poate sfârșitul unei crize decizionale, pentru că avem nevoie să luăm decizii. Lipsa deciziilor ne periclitează integritatea emoțională, în primul rând, pentru că a nu ști ce să faci este mai rău decât să iei o decizie și să ai posibilitatea să o schimbi. Această perturbare a ritmului cu viteză foarte mare, suntem în online cu cine stă copilul, eu lucrez de acasă, soțul lucrează de la birou, există riscul de contaminare, ne vaccinăm sau nu ne vaccinăm. Să nu uităm că pentru copiii noștri și ei sunt cei mai vulnerabili, pentru că în economia unei vieți, dacă ai pierdut, să spunem, nu știu, 3 ani, de la 41 la 43, de la 25 la 28, sunt mai puțin cu impact decât dacă ai pierdut de la 11 la 14 ani, de la 16 la 19 ani. Pentru că vorbim totuși de aproape 3 ani de ciclu de învățământ. Mai avem nițel și spunem că o generație a terminat facultatea fără să se ducă la facultate, fără să înțeleagă ce înseamnă comunitatea de studenți, ce înseamnă autonomia, ce înseamnă identitatea de sine, cine sunt eu în raport cu ceilalți. Aici sunt problemele. Problemele au apărut la nivel de identitate vis-a-vis de ce sunt. Sunt fetiță sau sunt băiat vis-a-vis de orientarea sexuală? Cine sunt eu în raport cu ceilalți? Mă mai expun celorlalți pentru că pandemia m-a băgat în casă fiind un copil și ies fiind un adolescent. Știm că acest dismorfism corporal creează probleme de când în condiții pandemia. Normale, cu atât mai mult acum. Absolut. De când cu pandemia, cu ce probleme vă vin părinții în cabinet, având alături de ei copiii? Prin programul de prehab al adolescenților, pentru că noi am dezvoltat două linii de intervenție pentru adulți din 2019 și în ianuarie 2021, cu ajutorul unei asociații am dat drumul la The Prehab Teens, da. O linie de suport pentru adolescenți. Ca atare, copiii au învățat să vină direct către noi și sunt mai curioși și mai curajoși decât părinții lor, pentru că au trecut mai ușor de stigmatizare. A apărut stigmatizarea în familie. Ei vin și ne spun, nu vreau să afle mama. Ei, aici avem o problemă, aș spune eu, chiar și legislativă. Pentru că dacă eu ca adult am acces la servicii de suport psihologic, contracost în mare parte la servicii medicale de psihiatrie, copilul meu nu are dacă eu nu consider oportun să-i dau accesul, pentru că nu se poate face decât cu acord parental sau al tutorelui. Și aici apare o mare problemă, pentru că apare un conflict de rol. Dacă eu mi-asum copilul meu are probleme emoționale, voi crede despre mine că am fost un părinte prost, am fost un părinte greșit. Și atunci apar mecanismele de apărare, negarea, proiecția, nu e adevărat, nu e atât de grav. Și asta este cel mai periculos lucru, pentru că în relația dintre părinte și copil a apărut această scindare, care este mult mai profundă decât a fost până acum. Da? Iar noi nu mai avem acces la lumea lui imediată, nu-l mai vedem comportându-se în exterior. Și se închide în camera lui, se închide în lumea lui. Noi suntem în această avalanșă de evenimente și uităm să ne uităm la noi, uităm să ne auzim, uităm să fim atenți la ce înseamnă normalitatea. Da? Normalitatea se redefinește cu fiecare zi. E ok să spunem, mi-e frică, nu mai pot, mi-e greu? Este esențial să spunem, mi-e frică. Este esențial să spun, nu mai pot. Am nevoie de ajutor? Am nevoie de ajutor. Din păcate, nu o facem. Și odată cu deschiderea campaniei pentru linia de adolescenți, cumva prin podcasturile pe care noi le-am promovat, am adus pe buzele părinților o întrebare. O întrebare pe care chiar și noi, specialiștii, o punem cu inima strânsă, cu stomacul strâns. Te-ai gândit vreodată să-ți faci rău? Este o întrebare esențială.
Și dacă vă veți întreba copiii și dacă vă veți întreba, da, în cercul intim, răspunsul o să fie da. Da. Pentru că suntem la limită și pentru că unul din simptomele cele mai grave ale depresiei este tentativa de suicid. Nu pentru că vreau, nu este o alegere și n-aș vrea să transformăm această emisiune într-o alarmare, ci doar într-o atragere a atenției. Copiii noștri sunt într-o suferință, odată generată de vârstă și apoi de context. Nici noi nu suntem bine cu noi. Rata persoanelor care au găsit flexibilitatea și au găsit experiența pozitivă din această perioadă sunt foarte puțini. Rezistența noastră la schimbare este foarte mare. Noi căutăm să ne întoarcem la viața pe care am știut-o. Nu ne mai întoarcem acolo. Prin simplul fapt că noi avem în mintea noastră prezentă și destul de mult timp de acum încolo se va instala un stres post-traumatic, această teamă de moarte, acest virus care ne omoară. Și atunci sănătos e să acceptăm realitatea așa cum e și să încercăm să găsim oportunități, portițe, soluții la problemele pe care le avem. Pe timpul imediat. Ce pot eu să... Acum sunt sănătos, avem nevoie să facem diferențierea între trei cuvinte. Posibilitatea, este orice posibil, probabilitatea, am date ca eu să cred probabil că astăzi sunt în pericol, aici, acum, noi trei. Și iminența, dacă eu am fost contact direct, dacă eu sunt șomer, dacă eu, da, toate aceste liste cu probleme pe care această perioadă o generează în vremurile pe care le trăim, atunci sunt în iminența unei crize. Și atunci avem nevoie să facem diferența între ce simțim, frică, furie, da? Neputință, tristețe. Da? Sunt firești, sunt trăirile noastre, așa cum simțim bucurie, iubire. Accentuările paroxistice pe perioadă lungă de timp care face să fie singura emoție dominantă, aceea este alarmantă. Și dacă nu avem un obiect... Ce e în spatele conspirațiilor, doamna Crețescu? Ce e în spatele ideilor potrivit cărora, de asta n-a mers Facebook acum câteva zile, au făcut cumva să conecteze chipul cu vaccinul? Frica de moarte? Da, negarea. Negarea că... am pierdut controlul. Această iluzie că noi ne controlăm viața ne pune piedici. Ne pune piedici să rămânem sănătoși, ne pune piedici să trăim oportunitățile imediate, ne pune piedici să fim bucuroși, fericiți. Și atunci, din păcate, cu cât pericolele apar sau în mintea noastră se construiesc, cu atât tendința este să cred în iluzia totputerniciei. Să cred că eu voi putea controla ceea ce mi se întâmplă. De fapt, încep, dacă e să ne referim la procente, cât la sută îmi pot controla eu viața? Și absolut tot ce mi se întâmplă în viață. 3%? 5%? Opinia mea este că e 0%. Nu pot controla că eu acum nu pot să fac un infart, că nu pot să fac un AVC, că eu n-am să ies acum cu mașina și să se întâmple ceva. Singura realitate pe care o am este cea de acum. Ați avut în cabinet, la terapie, copii care și-au pierdut mama și tatăl? Da. Din cauza COVID. Am avut copii care și-au pierdut ambii părinți, am avut copii care și-au pierdut unul din părinți, fratele, cel mai bun verișor, bunicul. Oameni care, copii care au văzut oameni în suferință, într-un context medical sau chiar cu erori medicale, din păcate se întâmplă și asta. Și efectul imediat este ca emoția pe care o trăiesc să îi încurce, să îi împiedice să poată să facă față tuturor acestor schimbări. Suntem în online, începem școala, nu începem școala. Ce fac eu cu fobia socială? Este un simptom foarte des întâlnit la copii. Nu vreau să mai ies din casă. Bullying-ul din online. Și-au făcut poze sau și-au share-uit diverse imagini, unele amuzante, altele mai puțin amuzante. De aceea a fost această problemă de stat cu camera închisă. Da? Pentru a nu fi obiectul glumelor proaste. Am învățat sau n-am învățat și atunci eu știu, eu am conștiința valorii mele și a
inputului pe care școala anul trecut mi l-a dat și astăzi nu știu nimic. Ce fac? Sunt clasa 8-a, sunt clasa 12-a, mă apropii de licență, ce fac? Haideți să ne gândim, sunt tineri care au făcut facultăți cu specializări de care era nevoie imediată, era contactul cu omul era important, da? Nu știu, îmi vine în minte kinetoterapia. Da. Au făcut online. Cum să învăț eu în online? Ce le recomandați părinților? La ce să fie atenți în această perioadă? Poate adolescentul lor a început să bea din cauza anxietății. Poate adolescentul lor se rănește. Poate este victima bullying-ului. Cum? Cum ne dăm seama, doamna Crețescu? Este esențial să păstrăm contactul. Dar un contact în care suntem buni, suntem interesați și suntem mai puțin focusați pe pedeapsă, pe recompensă, pe motivare exterioară, dacă îți faci lecțiile, îți dau 10 lei pentru fiecare problemă, da? Acolo nu o să învețe să facă probleme, o să învețe să câștige 10 lei. Când 10 lei ori să fie prea puțin pentru efortul de a face o problemă, atunci nu o să mai fie utilă această regulă. O să se simtă neimportant, nesemnificativ, pentru că problemele la matematică, da, sunt mai importante decât mine. Atenția către, nu știu, fratele mai mare sau către problemele de serviciu sau către un alt membru de familie sunt mai importante decât mine. Să nu uităm că noi acum, acasă, părinții, suntem toți rui din clasă. Sunt și Jolly Joker-ul care spune bancuri și am nevoie de asta. Sunt și cel care mă validează și îmi spune că, ma, ce drăguț te-ai îmbrăcat, ce frumos îți stă părul. Da, la adolescență sunt și colegul după care copiam la matematică pentru că nu știu, sunt și colega pe care o admiram la română după cum se exprimă și învăț de la ea. Acum toate aceste roluri sunt simțite ca fiind absente din arealul copilului și sunt proiectate pe noi adulții. Da. Noi trebuie să fim toate aceste personaje. Ultima întrebare, doamna Crețescu, din păcate. Pentru adolescentul care vă aude acum, pentru părintele care vă aude acum, amândoi spunând, nu mai pot, nu mai pot, vreau să se termine odată, e un coșmar din care vreau să mă trezesc, nu mai pot, simt că nebunesc. Ajutați-l sau ajutați-o să fie ok cu el însuși, cu ea însăși, să poată să ceară ajutor, să spună, am nevoie de ajutor, nu mai pot singur. Ce îi spune? În primul rând să ne spunem între noi, să nu ne fie frică, noi adulții, să ne ducem la copilul nostru, să spunem, ajută-mă să te înțeleg. Uite, astea sunt fricile mele, da? Mie mi-este frică că tu stai noaptea și nu dormi și stai în online și eu nu știu ce se întâmplă acolo. Am diverse experiențe, se întâmplă diverse lucruri, știrile sunt pline, folclorul, da, de pe internet îl știm cu toții, unor chiar sunt cazuri grave, da? Uite, asta este ce simt eu. Da? Ajută-mă. Și la fel de disponibil să fim și noi. Când copilul nostru ne spune, nu pot să vorbesc cu tine. Nu pot. Am nevoie de prietena mea să vorbesc, am nevoie de prietenul meu să vorbesc, am nevoie de spațiul meu. Dacă, haideți să ne imaginăm așa, dacă până undeva la 11-12 ani noi am fost în fața copiilor, noi am deschis drumul vieții și copilul a fost în spatele nostru, acum trebuie să trecem în spatele copilului, să-l lăsăm pe el să experimenteze, să-i introducem în viața noastră toată ziua, să ne consultăm cu el, să-l întrebăm, tu ce părere ai, tu ce propui, uite, ăștia sunt banii pe care avem, uite, astea sunt deciziile pe care le-am luat. Și atunci copilul își dă seama că este semnificativ și deși aude că și suferința ta este importantă, așa cum și suferința lui. Noi greșim, credem că în casă e loc doar de o suferință, e loc doar de o singură idee, de o singură propunere. Da? Nu este așa. Avem nevoie de împreună. Nu e așa că mai veniți? Cu mare drag. Mulțumim tare mult. Mulțumim foarte mult pentru prezență, doamna Iolanda Crețescu, psiholog clinician și psihoterapeut, fondatoarea asociației Happy Minds. Va mai veni cu siguranță la Europa FM. Rămâneți pe Europa FM, în doar câteva momente urmează o ediție specială în care jurnalista Alicia Cobescu și invitații săi analizează anunțul făcut de președintele României în această seară. Așadar, l-a desemnat pe Dacian Cioloș candidatul pentru funcția de premier. Ne revedem și ne reauzim săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM. Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.